Bun găsit! Am întârziat puțin, fiindcă m-a sunat un român din Turcia, unul Victor, ci că el e cea mai bună dovadă că diaspora nu-l mai susține pe Iohannis. Dragilor, primul ministru Victor Ponta se află în continuare în Turcia, unde a fost operat fiindcă și-a rupt piciorul. Eu bănuiam că îi se rupe, dar nu bănuiam că e vorba de picior. Victor Ponta, în chip de Victor Atanasie Stănculescu, a anunțat că în maxim 28 de zile se va întoarce la muncă. Mă rog, nu știu dacă la muncă, probabil la serviciu. Premierul nu vrea să stea prea mult prin străinătate, fiindcă a auzit de la fostul ministru rus ce se întâmplă cu nevestele și copiii românilor din străinătate. Desigur, apropo de asta, multă lume l-a criticat pe domnul Ponta pentru că s-a dus în Turcia. Eu, unul, ca să fiu sincer, cred că e bine. Turcia au avut grijă și de alți conducători români care au mers acolo. Spre exemplu, au avut grijă de Constantin Brâncoveanu. În fine. Dragilor, în Sibiu se va construi un nou parc pentru skateri. Există deja unul lângă piața Teatru, iar cel nou o să fie amplasat în Subarini. Deci tinerii care vor să-și rupă picioarele nu trebuie să aștepte până ajung prim-ministri. Să rezolve mai repede. Sunt foarte mulți iubitori de skate, să știți. Eu am auzit că cei care nu au suficienți bani ca să-și cumpere o placă pe patru roți, își iau înainte o mașină românească, fiindcă e același lucru. Dragilor, în funcția de președinte executiv al PSD Sibiu a ajuns domnul Florin Orlățan. Numirea domnului Orlățan este o veste foarte bună, foarte, foarte bună. E o veste foarte bună pentru PNL, pentru FDGR și așa mai departe. Dragilor, fiindcă tot vorbim politică, președintele PNL a declarat că partidul său e de dorit să aibă candidat la anul la funcția de primar al Sibiului. După ce vă opriți din râs, am să vă spun că inițial se zvonea că PNL va susține candidatul FDGR, dar cine știe, probabil că se plictisește domnul Trihenea și vrea din nou Cibinu, o promenadă. Bun, doar se zvonește că primul ministru a anunțat scăderea TVA, majorarea alocațiilor și transmiterea în Turcia a emisiunilor în care apare ea. Raluca, doamnelor, domnilor! Bună seara! Bun venit, doamnelor și domnilor, nu pierdem prea mult vremea, vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook, acolo unde vă puteți da cu presupusul și cu privire la ținuta colegii mele din această seară, dar mai puteți face ceva, puteți să apreciați sau din contră postările noastre referitoare la Zilele Vecinătății. Zilele Vecinătății reprezintă un subiect despre care vom vorbi în minutele care urmează și vă vor provoca, inclusiv pe pagina noastră de Facebook, la diferite concursuri. Premiul pe care îl vom da noi împreună cu iOS și cu Decathlon va fi undeva spre sfârșitul acestei săptămâni. Când vor fi și zilele vecinătății. Așadar, doamnelor și domnilor, în câteva momente, Tudor Popa, președintele Asociației pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu, vine la emisiune și tot în această emisiune vom vorbi despre un alt eveniment care va avea loc în weekend, din 26 până în 28. E vorba de un târg handmade în Piața Mică. Despre toate acestea, după reclamă. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botești vrea Sibiu, capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Teatrul de Balet Sibiu, singura companie de dans din România care are în repertoriu un spectacol de dans inspirat de opera lui Eugen Ionesco, prezintă miercuri, 24 iunie 2015, de la ora 19, spectacolul de balet neoclasic, trilogie Ionesco, lecția Scaunele și Rinocerii. Biletele se pot cumpăra prin bilet.ro, sibiuballet.ro sau de la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Parcul Tineretului numărul 1.
Doamnelor și domnilor, așa după cum vă spuneam, în weekend vor avea loc în Vasile Aron zilele vecinătății. Vioara întâi în acest festival este Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu, iar în Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu, vioara întâi e Tudor Popa. Mulțumesc pentru întâlnire. Mulțumesc pentru invitație. A doua ediție, felicitări, un program la prima vedere cel puțin, un program, să mă contrazic, un program mult mai bogat decât anul trecut, sau mă înșel? Da, da, și informațiile din ziar, pentru că practic am vrut să facem, să publicăm un ziar al cartierului cu diverse informații despre cartier, nu doar programul așa cum este programul festivalului. Am adus și informații cu privire la istoria cartierului, la vorbim prezentul despre cartierului. Cartierul Vasile Aron, că... Exact, da. De Vasile Aron. Informații despre prezent, inclusiv câteva chestionare despre cartier, ce părere au oamenii despre cartierul lor acum. Și, bineînțeles, avem și despre viitorul cartierului. Cu amabilitatea doamnei primar am reușit să facem un interviu pe care l-am publicat în acest ziar. Practic, cetățenii din Vasile Aron, fiindcă ei au primit și ziarul și către ei se îndreaptă în mod special zilele vecinătății, da. Crește că sunt așteptați toți sibienii care doresc. Practic, din acel ziar, sibienii din Vasile Aron vor afla ce s-a făcut în cartierul lor și acum, orb să fii să nu vezi, s-au făcut foarte multe, de la asfaltări, iluminat public, viaductul reabilitat și așa mai departe, și ceea ce se va face, fiindcă exact. Mă gândesc că niciodată nu se încheie lucrările într-un cartier de un asemenea nivel. De altfel, în interviu doamnei primar, exact asta se spune, că atenția continuă să fie acordată cartierului Vasile Aron. Să vorbim despre program, despre programul din weekend și apoi o să revenim și la ce se întâmplă mâine, un lucru foarte important. În weekend, practic timp de două zile, sâmbătă și duminică, vom închide circulația pe strada semaforului între strada Oașa și Șurianu. Și acolo, deci nu pe întreaga stradă semaforului, am vrut să fie totuși o variantă foarte bună de trafic auto. Practic există posibilități de ocolire acelei zone. Ok, se închide circulația. Se închide circulația. Sâmbătă dimineața e deja închisă, nu? E deja închisă de vineri. De vineri de la ora 3, după masă, închidem circulația pentru a se putea monta toate echipamentele. Pentru că avem inclusiv o scenă, mă gândesc. Inclusiv o scenă, terase și inclusiv echipamente pentru parcurile de distracții, să spunem așa. Deci carusele, deci mașinuțe. Va fi un pic mai mult ca anul trecut. Evident. De la an la an trebuie să creștem. Nu o să vă ajungă cartierele, aia e problema. Să sperăm că vom găsi. Ok. Așadar, sâmbătă dimineața încep ostilitățile, înțeleg. Cu ce? Practic avem pe tot parcursul zilei aceste echipamente, avem terase unde oamenii pot să iasă pur și simplu să stea toată ziua acolo, plus avem multe activități, cum ar fi biciclete puse la dispoziție gratuit cu care să se plimbe prin cartier, zone de sport unde la fel pot să se joace copii, adulți, oricine și făcând sport chiar câștigă premii. Ce se câștigă? Vouchere la sponsorul nostru de Decathlon de cumpărături. Deci tot în domeniul mișcării, Exact. Să încurajăm să facă în continuare mișcare și vom avea inclusiv alte activități ale ONG-urilor. O curiozitate legată, apropo, de prezența scenei, legată de asta. Aș vrea să le explicăm cetățenilor din Vasile Aron dacă boxele vor bubui și vor dudui de sâmbătă dimineață sau nu. Nu vor bubui, vor fi seara concerte și în timpul zilei vor fi unele spectacole de teatru, dar oricum vom respecta orele de liniște, vom închide toată muzica în orele de liniște. Deci ok, și la fel se va întâmpla și pe parcursul nopții, adică mă gândesc că noaptea rămâne noapte, nu va fi mare scandal acolo. Cine urcă sâmbătă pe scenă? Înțeleg că e o seară dedicată mai degrabă tinerilor, da. Va deschide, în deschiderea concertului mare cu Corina, pentru că ea este headline-ul, să zicem, festivalului, va fi și o sibiancă care are niște invitați din țară, și Mira, ea își va lansa chiar și videoclipul în cadrul festivalului.
Și duminică vor fi invitați de la Juni, va fi practic muzică populară pe asta. Am citit despre asta, despre ce se va întâmpla duminică, am citit despre asta și despre faptul că inclusiv un arhicunoscut interpret de muzică populară, un bun prieten și al acestei emisiuni, Nelu Albu, se va afla pe scenă în dublă calitate de interpret, firește, și, numărul 1, și de locatar în zonă. Da, chiar am căutat să găsim și formații și cântăreți din zonă. Duminică, în afară de concertul de muzică populară, de asemenea, pe parcursul zilei vor fi evenimente de tot soiul de feluri? Da, vor fi practic aceleași evenimente ale asociațiilor, ONG-urilor și restul tot ce am spus înainte. Vor fi și desene pe asfalt cu copii și acolo vom oferi premii și duminică vom mai avea un concurs foarte interesant tot pentru copii. Practic, i-am încurajat pe copii din întreg Sibiu, nu doar din cartier, să-și facă, să-și construiască niște mașinuțe de lemn, niște carturi propriu zis, cum aveam noi în tinerețe, și să și le personalizeze și Faurecia, pentru că ei ne-au propus acest concurs, vor oferi chiar și premii, vom avea un concurs în adevăratul sens al cuvântului. Da, excelent, de altfel Faurecia tot în domeniu, adică se păstrează oarecum chestiunea asta. Vă aduceți probabil cu toți aminte că anul trecut pe Mihai Viteazu, deci în hipodrom, scările de bloc, asociația de proprietari au fost invitate de asemenea să participe la un concurs. Finalitatea acelui concurs era susținere în reamenajarea scării de bloc. Ați păstrat ideea? Am păstrat ideea și chiar am mărit-o. Acum vom avea tot 3 premii ca anul trecut, doar că vom oferi cu ajutorul Policolor, vom oferi vopsele pentru întreaga scară, deci oamenii pot să-și vopsească pur și simplu întreaga scară până la etajul 4-5. În culoarea care vor? În culoarea care vor, da. Okay. Practic noi avem pregătiți peste 250 de litri de vopsea. Vopsi tot blocul dacă se chinuie un pic. Da? Exact. După ce se vor afla câștigătorii, adică duminică seară, vom lua legătura cu ei și ei își vor alege culoarea. Dar ce trebuie să facă? Exemplu, asociația de proprietari pentru asta. Ei pot pur și simplu să intre pe site la noi, www.aios.ro, AIOS, și acolo își înscriu scara de bloc. Am fost chiar uimiți, avem aproape 80 de înscriși până acum. Deci, un număr foarte mare și sper să se mai înscrie până duminică, să fie mai multe, să trecem și de 100. Bun, apropo de concursuri, trebuie să spunem că spre finalul acestei săptămâni și noi vom intra în această mare ofertă și noi împreună cu iOS și cu Decathlon vom oferi niște premii. Intrați pe pagina noastră de Facebook la momentul ăla și veți vedea mai multe detalii. Spuneam că mâine este de asemenea pe agenda o întâlnire importantă. Mărturisesc că am fost surprins când am citit despre ea în ziare. E vorba de întâlnirea autorității locale cu cetățenii din cartierul Vasile Aron, întâlnire la care, deși de obicei participă câte un reprezentant, participă practic toată conducerea primăriei municipiului Sibiu, primarul și cei doi viceprimari. Exact. Și pe noi ne-a uimit puțin, am fost bucuroși, uimiți de acceptul dânșilor, pentru că practic noi prin acest festival nu vrem doar să mergem să organizăm niște evenimente acolo, vrem chiar să ajutăm cartierul respectiv, pe lângă concursurile respective cu scările, să intre în legătură mai ușor cu primarul, cu primăria. Corect. Pentru într-un cadru mai lejer, că așa pot merge în audiențe, evident, sau cu cerere, așa într-un cadru în care suntem la niște discuții, e mult mai lejer, evident, pentru fiecare să-și exprime. Bineînțeles, și fiecare poate să spună păsul, primăria vine și ia cu planurile de viitor și sper să ajungă chiar la o înțelegere, să fie toată lumea mulțumită. De altfel, este și intenția iOS și autorității locale aceea ca de fiecare dată când aceste zile, acest festival se va organiza, să se organizeze și întâlniri cu cetățenii pentru, odată, primăria a spune ce a făcut, dacă a făcut în acea zonă, a spune ce vrea să facă, dacă vrea să facă în acea zonă și pentru a culege de la cetățeni informații cu privire la dorințele lor. Vreau însă, înainte de a vorbi și despre programul concret, vreau însă să le readuc aminte cetățenilor din zona semaforului, că din motive evidente, de amplasare de scenă și așa mai departe,
departe, vor fi rugați ca în acele zile parcarea pe semaforului să încerce să o evite. Da, să încerce să își parcheze mașinile undeva între blocuri, chiar pe strada semaforului vom începe chiar de vineri dimineață să montăm. Așa că va trebui să fie liberă. Între timp, oricum sunt convins majoritatea celor din Vasile Aron, în special cei de pe strada semaforului, au primit informări cu privire la acest lucru, că vor fi rugați și așa mai departe să evite parcarea pe semaforului. Vă spunea Tudor înainte despre concertul Corinei, acesta va avea loc sâmbătă, iar în deschidere va fi Mira de la ora 20. Corina va urca pe scenă undeva probabil în jurul orei 21, iar a doua zi, începând cu ora 19, duminică pe 28 iunie, așadar, Camelia Cosma Stoiță, Nelu Albu, Viorica Tălcean, Traian Stoiță și Robert Târnăveanu, cu toții vă așteaptă la un spectacol de muzică populară în plină stradă, pe strada semaforului. Mulțumesc, Tudor! Pagina de Facebook și pagina iOS le stau la dispoziție celor care ne privesc pentru a intra în concurs sau pur și simplu pentru a afla detalii suplimentare despre programul zilelor vecinătății. Știți unde mergeți la anul? Încă nu știm. Ne vom hotărâ după. Surpriză și pentru noi și pentru voi, deci. Doamnelor, luăm o scurtă pauză acum, imediat după, despre un alt eveniment, un eveniment despre care ne va vorbi Andasa. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Ana, ale mele. La fel cum ai învățat să scrii, poți învăța o nouă meserie. Mami, ale din nou servici. Oferim cursuri gratuite pentru șomeri și cei care caută un loc de muncă. Alătură de echipei JIFA în cadrul proiectului Formarea Profesională, o nouă șansă, un nou început. Oferim lunar subvenție de 700 de lei. Contactează-ne. Suntem JIFA SRL din Sibiu, drumul Ognei numărul 4. Detalii pe cursuri.jifa.ro. Investește în oameni. Program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Doamnelor și domnilor, tot despre ceea ce se va întâmpla în weekend discutăm acum. Anda Suciu vine cu o propunere, un târg handmade din 26 până în 28 iunie. Piața mică va avea, în felul în care o știm cu toții, un pic de suferit, dar de suferit în bine, fiindcă jumătate dintre mașinile care sunt parcate de obicei acolo vor dispărea. Mulțumesc pentru întâlnire, Anda. Cu mare drag și mă bucur că vă povestesc despre primul proiect al Magic Hand Studio admis pe agenda culturală a Sibiului. Oh, la mai multe! Mulțumesc! Ok, din 26 până în 28, 60 de expozanți? 60 de expozanți din toată țara. Uh-huh. Am încercat să acoperim aproape toate domeniile de activitate în ceea ce înseamnă meșteșugit. Asta ce înseamnă, aproximativ? Avem de la, hai să încep cu ce vă place vouă, să cel puțin ție, de la dulcețuri, gemuri, tot ce înseamnă produse de patiserie, uh-huh. Plăcintele și prăjiturile copilăriei care vin de undeva de departe, de aproape, de către Moldova. O să vină cineva cu ele. Hăinuțe, bijuterii, săpunuri, cosmetice naturale, foarte multe accesorii, haine și jucării pentru copii. Absolut toată gama de ce înseamnă handmade avem. 60 de expozanți înseamnă foarte, foarte mult. Înseamnă foarte mult și ne-am dorit să fie așa pentru că în perioada respectivă ne suprapunem cu alte evenimente frumoase din Sibiu și am zis că dacă tot e un oraș turistic la momentul respectiv, să vadă străinii ce meșteșugesc sau ce realizează românii noștri. O curiozitate aici, fiindcă Magic Hands este, înțeleg, vioara întâi în acest eveniment, vom avea sibieni care vor expune? Jumătate din expozanți, ca la fiecare ediție, sunt sibieni, ceilalți sunt din toată țara. Avem inclusiv de la Iași, din Constanța, din Craiova, de peste tot. Ok. Mă uit pe afiș și văd tombole și așa mai departe. Live Banding Show, ce înseamnă asta? E un artist de la Cluj care la fiecare ediție, pornind de la un ghem mare de sârmă sau un balot de sârmă, să zicem, realizează la comandă absolut orice trece prin cap.
De la a-ți scrie numele și lându-i din sârmă sub ochii tăi în câteva minute, până la a-ți realiza, nu știu, sigla firmei, o casă, inimioare, declarații, absolut orice, și Paul face asta sub nasul tău. Exact. Pentru că tu vii și dai comandă la fața locului și în 5 minute el ți-l realizează. Extraordinar. Ce înseamnă tombola cu premii? Practic, în ce formă? Fiecare expozant va pune la dispoziție câte un cadou sau mai multe. Toți cei care achiziționează produse pe perioada târgului vor primi un talon de tombolă, îl pun în urna amenajată la fața locului, iar la final vom extrage minim 60 de premii. Ok. Deci vorbim? Mai multe taloane, mai multe cumpărături, mai multe taloane, mai multe eventual premii. Exact, mai multe șanse pentru mai fiecare. Mai multe cumpărături din mai multe locuri, probabil că asta ar fi ideea. Ar fi ideal, da. 26-28, asta înseamnă că... De vineri până duminică. Asta înseamnă că în fiecare zi, vineri, sâmbătă și duminică, vor fi expozanții acolo. Exact. Ei se vor schimba sau rămân aceiași care vin? Aceiași de vineri până duminică, pentru că cererea a fost foarte mare. Uh-huh. Și atunci am făcut o selecție destul de riguroasă, încercând să acoperim toate domeniile posibile. Și da, toate cele trei zile ei sunt acolo, între 9 dimineața și 9 seara. Asta e și motivul, apropo de 60 de expozanți, asta e și motivul pentru care le spuneam celor care ne privesc, Piața Mare schimbă, în bine zic eu, aspectul, mașinile nu vor avea acces decât în jumătate din piață, jumătatea din stânga, cum se vine de sub podul minciunilor, nu? Exact, okay. Cum urcăm de sub podul minciunilor, piața mică. Nu, n-am zis piața mică, piața mică. E bine să știe asta cei care de obicei vin cu mașinile în Piața Mică și la fel de bine e să știe cei care vor să vadă târgul de handmade că nu se vor plimba printre mașini, cum din păcate uneori se mai întâmpla. Ne-am dorit foarte mult să putem elibera Piața Mică și să o putem avea în adevărata ei splendoare, să avem loc pentru toți 60, în plus amenajăm și ateliere de creație pentru copilași. Parte din expozanți vor avea tot felul de demonstrații și atunci au nevoie de loc și de aici am avut sprijinul primăriei și am reușit să eliberăm jumătate din piață. Practic, dinspre podul minciunilor în dreapta, spre Habitus, spre librăria Habitus, cam acolo vor fi locurile. Ce înseamnă ateliere? Practic, la ce vor fi provocați copiii? Dimineața, între 10 și 12, în fiecare zi și seara, între 6 și 8, avem ateliere de creație amenajată pentru ei. Vor realiza pictură pe figurine de Ipsos și tot felul de alte colaje și vor fi îndrumați de noi și de voluntarii din acest proiect. Și pentru părinți, în ideea în care fie se plictisesc de a-și cumpăra și a-și da pe cei micuți, împreună cu băieții din librăria Habitus amenajăm o zonă de relaxare cu umbrare, cu niște fotolii foarte confortabile, cu cărți, cu jocuri și... Nu știu, ne relaxăm și până o luăm iarăși de la capăt cu cumpărăturile. O curiozitate, fiindcă există această legendă, poate nici nu e o legendă, o curiozitate legată de prețuri. E evident, și eu cred că asta e bine, e evident că ceea ce se produce în manual trebuie să răsplătească efortul celui care produce. Totuși, vorbim de prețuri astronomice absolut, la produse de genul ăsta? Absolut deloc. Pot să spun că din edițiile anterioare, produsele, nu știu, sper că nu greșesc, dar încep undeva de la vreo 10 lei bucata și merg până la câteva milioane pe I. I-le sunt cele mai scumpe produse pe care le-am avut la un festival și o I pe care mi-am comandat-o și eu, cuiva și acum o lucrează, mi-a spus că lucrează la ea de 2 luni de zile și probabil că încă într-o lună nu va fi gata. Pentru că o coase, implicit cred că absolut niciun dintre noi nu și-ar vinde munca de 3 luni de zile la prețuri de rizor. Și acum o ie nu-ți iei în fiecare zi, nu e cum ai lua exact. O cremă sau un săpun, o iei și probabil că dacă ești suficient de atent, o vei avea câțiva ani. Și valorează foarte mult. Spune-mi, cei care vin cu produse comestibile de alegurii, vin cu ele gata preparate, mă gândesc? Da, sau... vin cu ele gata preparate. Da. Vom avea rețete, practic, și din alte colțuri ale țării, nu doar ceea ce știm noi că se întâmplă aici, în zona noastră. Avem rețete săsești foarte multe și avem multe din zona Moldovei. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Sesizez pe afiș și mă bucur că e așa. O groază de parteneri, în primul rând media, dar în afară de Consiliul Local, vă sprijină și altcineva sau voi pe forțele proprii? Pe forțele proprii. Nu cred că e ușor. Nu e ușor deloc, dar ne-am propus acum 2 ani buni când am început să organizăm evenimente pentru copii, ca la un moment dat să fim un nume de referință în ce înseamnă organizarea de proiecte frumoase. Și cu siguranță, după prima ediție cofinanțată de primărie, demonstrându-le că într-adevăr vom realiza ceva frumos, sunt convinsă că fondurile ne vor ajunge în așa fel încât să realizăm ceea ce ne propunem. Eu rămân la ideea că, dincolo de chestiunile astea cu finanțarea și așa mai departe, rămân la ideea că e foarte important că există, dacă vreți, un tezaur de date, o bază de date
cu privire la toți oamenii care reușesc să facă așa ceva, vă includ și pe voi aici, care veniți cu tot soiul de idei. Eu cred că e important că avem baza asta de date și că știm că oamenii aia există. Dacă reușim să-i și aducem la Sibiu, cu atât mai bine. Cred că ăsta e câștigul numărul 1. Acum, adică de toate eforturile pe care le faceți voi. Ne place foarte mult ceea ce facem. La fiecare eveniment nou, indiferent că este de adulți, că este de copilași, încercăm să aducem ceva nou. Încercăm să implicăm cât mai multe persoane care sunt disponibile să ne sprijine și să ne crească valoarea. De exemplu, la festivalul acesta, ca să sprijinim expozanții cu școala de fotografie a lui Daniel Bălțat, avem 4 voluntari din partea lui care vor face fotografii pe toată perioada festivalului, fotografii de produs, care pentru expozanți sunt de foarte mare ajutor, mulți dintre ei neavând logistica necesară să se promoveze, adică un aparat fotoprofesionist. Foarte bine. Și atunci, cu ajutorul acestor copii, o să reușim să facem niște poze frumoase. Știți că, la un moment dat, când condițiile economice sunt de așa natură, e foarte bine să găsești un partener cu care să ai genul ăsta de discuție. Dom'le, ajută-mă tu azi, exact, că te-ai ajutat eu mâine, într-un fel sau altul. Am dat felicitări pentru ceea ce veți reuși să faceți. Așadar, 26-28 iunie, Târg Handmade, în Piața Mică, undeva în zona librăriei Habitus și spre centrul pieței. Mulțumesc încă o dată și felicitări. Domnilor, ne oprim în această seară aici. Mâine, la emisiune, o să ne reîntâlnim cu Ciprian Bania, iar undeva în partea a doua vom discuta despre terasele din centrul istoric al Sibiului, sau mai bine zis, și despre terasele din centrul istoric al Sibiului, cu istoricul Răzvan Pop, director Direcției pentru Cultură a județului Sibiu. La revedere pe mâine!